Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre și pentru a se auzi mai bine, cu permisiunea dumneavoastră, am să-mi scot masca. Deci, conferința de astăzi am decis să o facem pentru a anunța, de fapt, autoritățile publice centrale și autoritățile publice locale de nivelul 1 și 2 și cetățenii Republicii Moldova. Când lansăm campania de plantare pe data de 13 noiembrie din acest an. Motivul pentru care lansăm în această dată campania de plantare sunt multiple și în mare parte țin din considerentele că pentru a crește șansele de supraviețuire a puieților pe care avem de gând să-i plantăm în acest an. Principalele condiții, de fapt, pentru ca puieții să supraviețuiască, în primul rând, sunt că arborii se plantează în perioada când se află într-un repaus vegetativ și acest lucru, de obicei, este atunci când frunzișul este când arborii își părăsesc frunzișul. În această perioadă de repaus vegetativ, plantele sunt inactive și respectiv pot fi dezrădăcinate, scoase din pepeniere și transportate și replantate, fără a cauza un foarte mare stres puieților. Și respectiv crește șansele ulterioare de a se prinde în noua locație și cresc șansele de supraviețuire a arboretului. Regimul termic este optim pentru dezvoltarea puieților în această perioadă și temperatura este atunci când temperatura este mai scăzută și solul este mai cald, și atunci șansele respectiv perioada pentru este potrivită și temperatura este potrivită pentru rădăcini ca acestea să se fixeze mai bine și să se dezvolte. Umiditatea solului este mai mare, astfel, iarăși, datorită precipitațiilor din toamnă pe care le așteptăm, și din nou astfel cresc șansele de supraviețuire a puieților plantați. Iar insectele, fiind și ele în stare de hibernare, nu mai atacă noi puieți plantați. Prin urmare, zic, această idee de a crește șansele de supraviețuire a puieților a stat la bază de a lansa campania în acest an, într-o perioadă pe 13 noiembrie, când temperaturile vor fi mai scăzute. În acest context, Agenția Moldsilva a inițiat evaluarea pepinierilor silvice din cadrul întreprinderilor silvice din subordine pentru a identifica cu exactitate asortimentul și calitatea materialului forestier de reproducere și pentru a cunoaște, de fapt, și a pregăti acest material pentru ca ulterior să fie transmis pentru plantare. Astfel vă informăm că în perioada campaniei de plantare vor fi efectuate lucrări de crearea culturilor silvice pe o suprafață de 347 de hectare și în acest scop vor fi oferite circa 30 de tone de ghindă pentru a fi plantate în sol. Pentru culturi silvice create în anii precedenți, pe o suprafață de 3,4 mii hectare, vor fi efectuate lucrări de completare și plantate circa 2,5 milioane de puieți. În prezent, 24 de întreprinderi silvice fac lucrări pentru pregătirea solului pentru plantare. Ceea ce vă putem comunica că în data de 13 noiembrie în acest an, autoritățile publice centrale
vor avea oportunitatea de a participa la această campanie de plantare prin acțiuni de plantare pe o suprafață de circa 40,5 hectare, unde vor fi plantați circa 105.000 de puieți. Din categoria stejar, stejar roșu, frasin, plop și salcâm. Și pentru semănat vor fi oferite 1700 de kilograme de ghindă. Locațiile exacte unde vor planta membrii guvernului vor fi stabilite în preajma zilei de 13 noiembrie și vor fi ulterior oferite pentru informare publicului. De asemenea, inspecțiilor teritoriale pentru protecția mediului acestea au colaborat cu autoritățile publice centrale, autoritățile publice locale de nivelul 1 și 2 pentru identificarea suprafețelor de plantare și în coordonare cu agenția Moldsilva s-au identificat tipurile de arbori și numărul de arbori solicitate de acestea. Sunt circa 618.000 de arbori și 9.000 de arbuști care vor fi oferite autorităților publice locale pentru a planta pe teritoriile sale. Inclusiv pentru municipiul Chișinău vor fi oferiți 101.000 arbori și pentru municipiul Bălți 1.300 de arbori și 1.000 unități de arbuști. Tipurile de arbori solicitați au fost preponderent bradul, molidul, ienupărul, dar și stejar, mesteacăn, tei, nuc, arțar, frasin, salcâm și salcii. Vrem să menționăm că în cadrul campaniei din acest an vom intensifica acțiunile de monitorizare a plantării efective prin Inspectoratul pentru Protecția Mediului, pentru a evita cazurile când se luau arbori și nu se plantau. În acest scop, ulterior, respectiv Inspectoratul pentru Protecția Mediului, prin subdiviziunile sale teritoriale, vor monitoriza procesul și vor monitoriza acțiunea de plantare și faptul că ca arborii care sunt furnizați autorităților publice locale să fie plantați și pe terenurile care au indicat la rândul său autoritățile publice locale. Cazul în care nu se va respecta acest lucru, cei care vor fi nu se vor conforma acțiunii, vor fi respectiv trași la răspundere prin aplicarea codului contravențional. Și scopul de a eficientiza acțiunea de plantare din acest an și pentru a contribui la extinderea suprafețelor împădurite pe teritoriul țării și pentru a eficientiza utilizarea banului public, acțiunea asta de monitorizare de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului are loc în acest scop. Bineînțeles, pentru a limita răspândirea virusului COVID, în cadrul campaniei rugăm autoritățile publice locale să asigure participanții la campanie cu echipamente pentru de protecție sau în același timp să asigure faptul să monitorizeze că fiecare participant respectă toate măsurile de prevenire a răspândirii virusului. Vă mulțumesc! Da, deci lucrul ăsta îl va efectua Inspectoratul pentru Protecția Mediului, fiindcă autoritățile publice locale au furnizat datele despre teritoriile unde vor fi plantate și mai departe.
respectiv prin diviziunile sale teritoriale. În fiecare raion există câte o inspecție pentru protecția mediului. Va monitoriza că acolo au fost plantați arbori, de facto, și dacă nu, atunci asta se aplică amendă administrativă conform codului contravențional, articolul 125, și sancțiunea este de la 1.500 de lei pentru persoană fizică până la 9.000 de lei pentru persoană juridică. Cazul în care nu se va respecta, dar noi sperăm foarte mult că totuși autoritățile publice locale vor fi responsabile. Pur și simplu au fost unele cazuri în anii precedenți când au solicitat arbori, le-a fost furnizat materialul săditor și ulterior, nu știu, a fost peste capacitatea lor de a organiza însă și acțiunea de plantare și arborii rămâneau stocați la autoritatea publică locală. Și pentru a evita acest lucru, din acest motiv am zis că în acest an vom organiza și procesul de monitorizare. Monitorizarea? Deci, în acest sens, Agenția Moldsilva a înaintat către Fondul Ecologic Național două proiecte. Unul în valoare de 3 milioane de lei pentru acțiunea nemijlocit din ziua de plantare și altul de 10 milioane de lei pentru toată suprafața, fiindcă acțiunea de plantare nu durează doar o singură zi, dar durează mai mult timp, poate, adică pe toată perioada posibilă de plantare, unde sunt antrenați nemijlocit angajații întreprinderilor silvice sau sunt antrenați și zilieri în acest scop. Și pentru a planta toată suprafața e de 10 milioane adițională. În total vor fi circa 13 milioane de lei. Și asta este, să zicem, un prim pas în procesul de extindere, zic, de extinderea suprafețelor terenurilor împădurite și este un prim pas înainte de, hai zic, lansa o campanie masivă națională de plantare în Republica Moldova, despre care am vorbit și în campania electorală și care este inclusă și în programul de guvernare. Și în acest scop noi lucrăm la elaborarea unui concept de lansare, de fapt de gestionare eficientă și durabilă a fondului forestier astăzi. Se elaborează și nou cod silvic pentru și acest concept va include inclusiv modul cum sau viziunea guvernului referitor la extinderea suprafețelor terenurilor împădurite. Scopul final este ca în Republica Moldova ar trebui să fie o suprafață destul de mare pentru plantare, acoperită cu păduri, circa aproximativ la 25% ar fi procentul optim, însă acest proces poate fi atins în ani, nu imediat. Dar din acest motiv este necesar un concept foarte clar, o viziune foarte clar și pașii care trebuie să-i urmăm în perioada, în următorii ani. Și trebuie să fim foarte conștienți de faptul că ce plantăm astăzi, de fapt, este pentru generația viitoare, pentru copiii noștri. Când vor ajunge arborii la maturitate și își vor putea îndeplini rolul său principal, într-adevăr, ca și reglatori climatici, reglatori de apă, rolul principal de sechestrare a carbonului. Și cum am spus, pentru a aduce acest echilibru pentru suprafața teritoriului nostru, reieșind și din presiunile ecologice existente, emisiile pe care noi le generăm,
procentul optim ar fi de 25%. Doamna ministră, dacă puteți să răspundeți în total câți ani vor fi implantați, numărul total care ați spus că... În acest an. Da. În acest an, în total, 2,5 milioane de puieți și 30 de tone de ghindă. Dacă acum știți cam câți din ei ajung la maturitate, deci din ce se plătează în an? În general, șansele, iarăși, din tehnica de plantare, șansele de supraviețuire sunt la 60%. Și este un proces normal din motivul că arborii la rândul său și ei se plantează mai aproape unul de celălalt, nu ca și atunci când sunt arborii maturi, deci ei sunt la o distanță mai mare, ceea ce este normal, fiindcă coroanele sunt mari. Dar ei se plantează mai aproape din motiv că trebuie să existe lupta asta de supraviețuire când există între plante, atunci supraviețuiește cel mai puternic. Da? Și atunci șansele lui ulterioare de supraviețuire pe termen lung sunt mult mai mari, de rezistență a arborilor față de diferite boli, față de oscilațiile astea climatice și așa mai departe. De asta și zic, 60% cam este un procent de prindere, e un procent foarte ok. Deci, cealaltă parte este defrișarea ilegală, care continuă în pădure, în aiuanele de fizic. Cum luptați cu asta, dacă aveți un plan de a opri această defrișare ilegală? Da. Tăieri, da. Deci, cum am zis, că noi lucrăm, de fapt, la elaborarea unui concept, da, de extinderea suprafețelor împădurite, dar în același timp de gestionare durabilă a fondului forestier. Gestionarea durabilă a fondului forestier presupune inclusiv și aspectele de gestionarea tăierilor. Ideea principală este, și anul viitor am inclus în planul de guvernare, planul de acțiune a guvernului, una din acțiunile principale, de fapt, reforma agenției Moldsilva, împreună cu toate întreprinderile silvice. Ideea pe care noi mergem este că gestionarea fondului forestier nu trebuie să fie făcută de către întreprinderi de stat. Dar în mare parte trebuie să fie finanțată de bugetul de stat, în primul rând. Fiindcă ideea însăși de când este un agent economic, fie el chiar și public, scopul unei întreprinderi este de a genera profit. Profitul pe care îl poate genera o întreprindere silvică este prin vânzarea masei lemnoase. Și bineînțeles, atunci, pentru din vânzarea masei lemnoase, preponderent, este venitul pe care îl acumulează pentru a acoperi celelalte cheltuieli, inclusiv administrative și mai departe. Și imboldul pe care îl au aceste întreprinderi este anume de a tăia, de a solicita cât mai multe autorizații de tăieri sau de a tăia cât mai mult. Asta este unul din aspecte principale care trebuie să le schimbăm dacă vrem să micșorăm suprafața, să micșorăm volumul de tăieri. Ulterior, în același timp, iarăși o altă idee pe care vrem să o dezvoltăm, să preluăm experiența externă, de exemplu, chiar și în România deja a început să se implementeze așa numite raiduri, nu că raiduri, dar sunt digitalizare, de fapt, procesului de tăieri, da? În sens că se pun radare forestiere, da? Că, unde se conlucrează foarte aproape cu rețelele de telefonie mobilă. Și atunci când sunt
când se produc tăieri, sunt anumite vibrații pe care se emană, da? Și aceste radare prind vibrațiile și vine printr-o aplicație pe telefonul mobil locația unde se întâmplă și oferă oportunitatea organelor constatatoare, asta e Inspectoratul pentru Protecția Mediului, sau Garda Forestieră sau chiar și Poliția, să vină la fața locului să verifice că este o activitate autorizată sau este o tăiere ilicită, despre care ați menționat. Iarăși, tot este o metodă. În același timp, există o idee, la fel pe care vrem să o dezvoltăm și am avut discuții cu ambasada Suediei, cu reprezentanții ambasadei Suediei, care inițiază o evaluare a agenției Moldsilva în ideea ca ulterior posibil să acorde asistență în vederea de a crea sistemul de trasabilitate a lemnului. O metodă, iarăși, răspândită în Uniunea Europeană, unde se aplică ștampila, de fapt, există fondul global Forest Stewardship Council, deci Consiliul Forestier Global. Deci ei monitorizează tot traseul din momentul în care se taie un arbore și există auditori care evaluează într-adevăr punctul de unde se colectează această masă lemnoasă și tot traseul până ajunge la prelucrarea lemnului și la valorificarea lui, că e pentru confecționarea mobilei și așa mai departe. Și aplicându-se această ștampilă, atunci când ea nu există, se poate apare întrebarea și se poate de investigat de unde vine acest lemn. În același timp, noi deja am inițiat verificări și o analiză internă de cum putem micșora volumul de masă lemnoasă care este supusă astăzi tăierilor, da, conform autorizațiilor eliberate anterior. Și conlucrăm pe acest subiect inclusiv cu serviciul VAMAL pentru a compara, de fapt, sunt anumite categorii de lemne care sunt puse sub interdicție și vedem că ele totuși se exportă. Și în acest sens, cum zic, inițiem o investigație și vom expedia către organele de anchetă informația dată. Unde se exportă? Unde noi nu cunoaștem țara. Noi, deocamdată, vă zic, am inițiat o investigație internă în acest sens și știm că se exportă, deocamdată. Ceea ce pot să zic, la momentul actual, la fel am lansat o investigație internă. Ea deja durează de circa 3 săptămâni. Rezultatele ei vor fi pe la mijlocul lunii noiembrie, de evaluare a modului cum au fost eliberate autorizațiile, în primul rând cele de tăieri. Investigația este desfășurată la Agenția de Mediu, instituție subordonată Ministerului Mediului, care instituție abilitată pentru eliberarea actelor permisive. Și ce se întâmplă acum, acolo, deci auditul sau reprezentantul auditului intern din cadrul Ministerului, la momentul actual, verifică fiecare autorizație eliberată dacă a fost eliberată conform
conform regulilor, conform procedurilor, dar că s-a respectat absolut tot. Urmare a acestui audit, ca rezultat va fi un raport unde vor fi semnalate toate, hai să zic așa, neconformitățile și urmare acestui raport vor fi luate anumite decizii. Eu să înțeleg că dumneavoastră cunoașteți despre cele de scheme ilegale care funcționează la Republica Moldova între pădurari și biocolilor silvici, dar nu sunt pregătiți pentru a, într-un timp mai scurt, de a responsabiliza, de a sancționa? Așa este? Deci, ceea ce noi cunoaștem, ceea ce eu cunosc din presă, în mare parte. Pentru a fi trași oamenii la răspundere, trebuie să existe documentat, cazul documentat. Din acest motiv și-am inițiat, de fapt, evaluarea fiecărei autorizații. Pornim de la actele permisive, fiindcă în spatele fiecărui act permisiv sunt niște oameni care și sunt niște documente care trebuie să existe. Același certificat fitosanitar. Există el sau nu există? Dacă s-au respectat norma legală privind eliberarea acestui act permisiv, privind eliberarea fiecărui aviz și așa mai departe. Sunt deja semnale, sunt anumite autorizații care cu multe probleme și, cum am spus, nu vreau să intru acum în detalii, nici nu este cazul. Când se va termina această investigație sau acest audit, vom comunica publicului. Și urmarea acestei analize documentate, bineînțeles, putem trage la răspundere persoanele care se fac pasibile de încălcări. În contextul crizei gazelor naturale, Moldova Gaz a îndemnat cetățenii să treacă la combustibil alternativ. Puteți să ne spuneți cum influențează consumul de pătură și cărbune calitatea mediului și dacă vor crește emisiile de CO2 în urma consumului excesiv de combustibil alternativ? Dacă puteți face careva analiză sau așa. Deci, întrebarea e foarte pertinentă. Bineînțeles că emisiile în cazul arderii păcurii sau cărbunii sunt mai mari decât în cazul gazului. Însă, noi trebuie să reieșim din faptul că astăzi, întreg mapamondul, noi suntem la nivel global în următoarea criză energetică. Faptul că resursele naturale neregenerabile sunt epuizabile, cred că nu trebuie să fie o surpriză pentru nimeni. Ele sunt epuizabile. Gazul și petrolul se termină. Când asta se va întâmpla? Sunt diferite previziuni a oamenilor de știință și ele tot timpul, de fapt, se mai amână când se mai descoperă un alt zăcământ și așa mai departe și asta probabil pe oamenii îi relaxează și nu cred în faptul că resursele naturale sau în cazul dat zăcămintele minerale sunt epuizabile, dar ele sunt. Eu de fapt văd faptul că orice criză este o oportunitate pentru noi de a ne schimba comportamentul, de a regândi lucrurile. Adevărul este că numărul populației la nivel global crește și într-o proporție geometrică și ea în ultimii 10 de ani a crescut foarte mult și odată cu creșterea numărului populației crește și consumul. Și absolut orice lucru care se face sau se produce în jurul nostru. Când vorbim despre gaz, nu trebuie să vorbim, să ne gândim doar la aragaz, când la preparatul mâncării sau la încălzit, da? La agentul termic. Da? De fapt, din gaz se produce energia electrică și atunci când se produce absolut orice, chiar și acest microfon, în spatele acestui microfon este foarte multă energie consumată. Sunt foarte multe resurse naturale. Elementar, chiar și când deschidem robinetul,
apa curge datorită pompelor care pompează apa și consumă curent electric care este produs prin arderea combustibililor. Din acest motiv, eu îndemn într-adevăr populația să, nu doar pe termen scurt, îndemn toți oamenii să se gândească, de fapt, la durabilitatea vieții și nu doar a lor, dar și a copiilor lor, a nepoților, fiindcă de consumul nostru personal depinde, de fapt, calitatea vieții a copiilor noștri. Ce lăsăm noi lor? Și bineînțeles că este foarte rău că noi am ajuns în situația când trebuie să ardem păcuri și cărbune. Dar este un subiect filozofic și trebuie să avem o abordare responsabilă, responsabilă față de generațiile următoare, față de continuitatea vieții specii umane pe această planetă. Și când vorbim de protecția mediului, noi nu putem să ne referim doar la limita graniței Republicii Moldova. Este vorba de întreaga planetă. Și de asta și nu vreau, bănuiesc că mulți oameni vor spune, da, crește numărul populației, dar nu Moldova. Nu contează. Fiecare om, indiferent de ce pașaport poartă el în buzunar, el vrea să mănânce, el vrea să se îmbrace, el vrea să aibă acoperiș deasupra capului și tot asta înseamnă consum de resurse naturale. Din acest motiv, fiecare om de pe această planetă trebuie să fie foarte responsabil în consumul său. Și fiecare om, bineînțeles, în viața sa trebuie să planteze mulți arbori. Iarăși pentru continuitatea vieții, fiindcă asta este cea mai bună soluție pentru care a inventat-o planeta, pentru ca să capteze aceste emisii. De aceea vă îndemn pe toți să participați la campania de plantare din acest an și din anii următori. Și cu maximă responsabilitate și cu maximă deschidere, să îmbrățișăm ideea de a extinde suprafața terenurilor împădurite în Moldova. Da, și trebuie să ne spuneți care sunt evoluțiile dosarului de Benistru? S-a mai discutat cu autoritățile de la Kiev? Mm. Săptămâna viitoare va avea loc joi și vineri ședința Comisiei Nistrene. Așteptăm delegația din Ucraina la Chișinău, unde după o pauză de 2 ani și jumătate vor fi următoarele discuții pe seama sau pe aspectele, iarăși pentru asigurarea durabilă a resurselor de apă din bazinul fluviului Nistru, inclusiv pe aspecte ce ține de complexul hidroenergetic nistrean, așa cum am lăsat, zic, discuțiile de la ședința precedentă care a avut loc în aprilie 2019. În același timp, tot în acest an, va urma și următoarea rundă, iarăși după o pauză de 3 ani de zile, de negocieri cu reprezentanții din Ucraina privind acordul, adică vis-a-vis de acordul privind funcționarea complexului hidroenergetic nistrean. Cam asta. Известно, что установление этих турбин состояние Днестра очень ухудшается. Он мелеет и так далее. То есть, ну, собираются ли власти что-то делать насчет этого и не рискуют ли Кишинев и другие населенные пункты остаться без питьевой или пресной воды? Deci, cum am zis, discuțiile astea urmează în cadrul negocierilor. Bineînțeles, scopul nostru principal este protecția fluviului Nistru. Da? Lucru pe care l-am comunicat, inclusiv au fost discuții în acest an, inclusiv la nivel de președinții de țară, inclusiv la nivel de prim-ministri, când a fost vizita domnului prim-ministru a Ucrainei în Moldova. Inclusiv
când a fost vizita domnului viceprim-ministru al Ucrainei în Moldova cu delegația, domnul Reznyakov, din nou am comunicat acest lucru. Și teoretic s-a și partea ucraineană zis că scopul și Ucrainei este de tot de protecția fluviului Nistru. Atunci am accentuat că de fapt protecția fluviului Nistru este în interesul iarăși a ambelor țări. Fiindcă în acest bazin eu pornesc de la ideea că de la izvor până la vărsare în bazinul oricărui râu, în spatele, hai zic așa, acestei ape stau niște oameni. Da? Viețile au o mulțime de oameni. În cazul dat sunt 8 milioane de oameni. Și iarăși nu contează ce pașapoarte poartă ei în buzunar. Fiindcă de apa, de fapt, resursa de apă este baza, este fundamentală pentru existența vieții. Și bineînțeles că trebuie să acționăm responsabil. Acum, singurul lucru care pot să vi-l comunic la momentul actual, negocierile nu sunt simple, asta este cert, dar este foarte important să înțelegem unde mergem, care e scopul nostru. Scopul nostru este protecția fluviului Nistru pentru a asigura toți utilizatorii de apă cu apă suficientă pentru existența vieții. У меня последний вопрос. Он касается порта. Специалисты говорят, что он тоже сильно обмелел. Как вы оцениваете с ним ситуацию? Deci, информация эта, яр, нам аузито, что спонит дунястра, чел путин n-a fost comunicat oficial undeva. Pe subiectul, adică ce ce ține vis-a-vis de râul Prut, noi avem o colaborare foarte bună cu România. Bun, ține nemijlocit preponderent de lacul Costești-Stânca și barajul de la Costești-Stânca. În cazul respectiv avem o colaborare într-adevăr foarte bună, coordonată de fiecare dată când sunt pericole sau riscuri de inundații sau când sunt riscuri de secetă. Ceea ce promovăm noi și lucru pe care l-am comunicat și la ultima conferință sau întâlnirea părților în cadrul convenției privind apele transfrontaliere, că interesul nostru este să avem o platformă sau de colaborare respectiv stabilit în baza unui acord trilateral între România, Ucraina și Republica Moldova privind gestionarea râului Prut, exact la fel cum este pe Nistru. Fiindcă de acțiunile fiecărei țări, de acțiunile autorităților, agenților economici, cetățenilor din fiecare țară, depinde starea râului. Noi asta promovăm. Am discutat cu părțile interesate, am transmis aceste mesaje. Urmează și în Ucraina și în România. Urmează deja după votarea guvernului la București să discut cu omologul meu din București pe acest subiect, să vedem cum putem progresa într-adevăr pe acest aspect. Pentru noi contează într-adevăr foarte mult ca apele râurilor să fie de calitate bună și în cantitate suficientă. Da, mulțumesc!